Contra curentului. Bărbații și femeile care au valoare morală au curajul de a lua atitudine pentru dreptate, chiar împotriva curentului și a opiniei populare. Minunata lege a lui Dumnezeu. Textul de memorat îl găsim în Roman, capitolul 3, cu versetul 31. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Dacă cineva te-ar întreba de ce a venit Iisus pe pământ, ai putea să-i răspunzi în câteva feluri. Ai putea spune, El a venit să ne salveze de păcatele noastre, Matei 1,21. Este adevărat, ai putea spune, El a venit să trăiască o viață perfectă, 1 Petru 2,22. Da, așa este. Sau ai putea răspunde, El a venit să ne arate cum este Tatăl, Ioan 10,30, 14,9, 18,37. Adevărat, și pentru aceasta a venit. Puțini oameni iau în considerare un alt motiv esențial pentru care Iisus a venit în lumea noastră. Iisus a spus că a venit ca să împlinească legea. El a venit ca să arate cât de minunată este legea lui Dumnezeu. Biblia a profetizat că Iisus va veni să vestească o lege mare și minunată. Isaia 42,21. Când Iisus a venit, pentru el era o bucurie să facă voia lui Dumnezeu, pentru că avea legea lui Dumnezeu scrisă în inimă. Psalmi 40,8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. În zilele lui Iisus, evreii erau atât de confuzi încât credeau că Iisus se abate de la lege. Acea concepție falsă persistă în rândul multor creștini astăzi, dar Iisus a zis, Matei 5,17, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Ce este atât de extraordinar la legea lui Dumnezeu, încât Iisus a zis că este mare și minunată? În primul rând, legea este minunată pentru că îl demască pe dușmanul cel viclean, păcatul. Roman 3,20, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Unde nu există păcat, viața este plină de bucurie, pace și dragoste. Acolo nu va fi durere sau tristețe. Prin demascarea păcatului, legea lui Dumnezeu indică drumul care merită să fie urmat în viață. Cerul va fi cer, deoarece toate ființele de acolo vor onora legea lui Dumnezeu. În al doilea rând, legea este minunată, așa cum și Marele Canion este minunat. Legea este extrem de cuprinzătoare. Deși scurtă, legea scoate la lumină chiar și cele mai ascunse defecte de caracter. Incredibil! Este atât de scurtă că poate fi memorată. Totuși, învățătura ei este atât de cuprinzătoare că poate acoperi orice acțiune a oricărei persoane care a trăit vreodată. Psalmi 119,96. Văd că tot ce este desăvârșit are margini, poruncile tale sunt însă fără margini. În al treilea rând, legea lui Dumnezeu explică Evanghelia. Observați sfârșitul poruncii a doua, Exod 20,6. Mă îndur de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Gândește-te puțin la acest text. Putem să ne câștigăm drumul spre cer? Nu. Avem nevoie de milă. Pot cei neascultători să ajungă în cer? Nu, ci trebuie să asculte. Putem noi să-L mulțumim pe Dumnezeu cu ascultare lipsită de dragoste? Nu, trebuie să-L iubim. Este destul să iubim pe Dumnezeu? Nu, noi trebuie să-L și ascultăm. Aceste câteva răspunsuri rezumă toată Evanghelia. Să facem și noi cum a făcut Iisus, să vestim o lege mare și minunată și să arătăm că ea trebuie să fie onorată. Sunt diferite tipuri de legi în Vechiul Testament. Noi le numim legi morale, civile, ceremoniale, sanitare și chiar agricole. În acest studiu vom discuta doar despre trei dintre ele. 1. Legile morale. Cele 10 porunci explică diferența dintre bine și rău și fac ordine în minte care este sursa acțiunilor noastre. Acestea sunt legi minunate care dau înțelepciune celor ce ascultă de ele. Psalmii 111,10. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. Legile civile.
date de guvern, deoarece acestea reflectă puterea civilă umană, sunt limitate la sfera acțiunilor extreme, pentru că omul nu poate judeca gândurile și motivația. Călcarea acestor legi impune unele pedepse, cum ar fi amenzi, închisoarea sau chiar execuția. Putem vedea diferența dintre legile morale și cele civile în Vechiul Testament, urmărind două direcții. Dacă legea spune iubește pe Dumnezeu cu toată inima, vei ști că este o lege morală pentru că vizează gândurile. Dar dacă legea spune omorâți cu pietre pe cel ce comite adulter, veți ști că este o lege civilă. Pentru că se limitează la comportamentul exterior și prevede și o pedeapsă. Legea civilă este necesară pentru a-i ține în fru pe oamenii răi, chiar și oamenii care nu reflectează la judecata divină. Acești oameni sunt motivați mai mult de frica de pedeapsă decât de realitatea judecății viitoare. Legile civile există la toate guvernele, limite de viteză, taxe la stat, legi ale divorțului și reglementări sanitare sunt exemple de legi civile. Fiecare națiune are propriile legi civile, de aceea noi nu păstrăm legile civile din Biblie. Noi respectăm legile civile ale națiunii noastre în modul în care evreii respectau legile civile evreiești. Legile civile din Biblie nu au mai fost necesare când Israel nu a mai existat ca o națiune independentă. 3. Legile ceremoniale. Acestea erau ritualuri, simboluri și parabole în acțiune. Ele ajutau poporul să înțeleagă unele lecții spirituale care nu trebuiau uitate niciodată. Sărbătorile, jertfele și serviciile templului erau astfel de legi care au fost desființate ulterior la cruce. Uciderea mieilor era o priveliște teribilă. Cu toate acestea, era modul cel mai potrivit pentru a arăta poporului cât de oribil era să păcătuiești și să-L rănești pe Iisus, a cărui moarte pe cruce a făcut inutilă sacrificarea mieilor. Deci, Dumnezeu a pus capăt jertfelor. În zilele noastre, o eventuală cerință de sacrificare a animalelor ar face mult mai dificilă evangelizarea. Asemenea, legi ceremoniale ar avea efectul opus legilor morale, în timp ce ultimele fac ca poporul lui Dumnezeu să fie mai înțelept și aduc calitate vieții, primele au produs divizarea evreilor de alte națiuni, făcându-i să pară ciudați. Mai mult decât atât, Dumnezeu știa că Satana va încerca să aducă confuzie, cauzând o pierdere în strălucirea celor 10 porunci, prin confundarea lor cu legile civile și ceremoniale ale iudeilor. Acum, acele legi nu mai sunt valabile, în timp ce legea morală rămâne valabilă. Romani 3:31. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Fiecărei persoane care are abilitatea intelectuală a rațiunii, i s-a dat o conștiință. Aceasta este capacitatea de a distinge între bine și rău. Pavel precizează acest punct la începutul epistolei către romani. El spune, Roman 2:14, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singur lege. Avem o conștiință și legea trebuie scrisă în inimă. De ce mai avem nevoie de o versiune scrisă pe piatră? Conștiința are nevoie să fie educată, iar legea are rolul de a educa și de a trezi conștiința. Fără cele 10 porunci, conștiința va fi educată de societate și va accepta ca firesc ceva care este interzis de Dumnezeu. Este important ca instrumentele dintr-un spital să fie bine calibrate pentru a măsura corect. Cele 10 porunci sunt necesare să calibreze conștiința noastră pentru a o păstra nealterată. Chiar și societatea din Israel, unde erau onorate poruncile, avea nevoie de o frecventă calibrare. Pavel încuvințează, Roman 7:7, deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Prin studierea legii morale scrise de pe piatră și prin studiul atent al vieții lui Iisus de conformare la porunci, va fi scrisă legea în inimile noastre, principiu după principiu. Când aflăm că Dumnezeu se așteaptă să le arătăm respect părinților și ne conformăm, acel principiu este scris în inimă.
cu trecerea anilor, acelea ce scris acolo devine tot mai stabilă. Dumnezeu poate schimba inima doar cu permisiunea noastră. Poate că te întrebi cum credința întărește legea. Îți amintești că am studiat în lecțiile anterioare cum îngerii cred în cuvântul lui Dumnezeu care le spune cum să trăiască. Ei trăiesc prin credință, la fel și noi. Încrederea noastră în Dumnezeu ne duce la păzirea legii și dacă acea lege nu este scrisă în inima omului, el nu se poate supune ei. El slujește dorințelor și pasiunilor sale și de aceea Biblia le numește pe acestea poftele cărnii sau ale firii păcătoase. Romani 8:7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Acum, înțelegeți de ce legile civile sunt importante, de ce era important pentru Moise să le dea și de ce este important ca și țara noastră să le aibă? Este pentru că majoritatea oamenilor nu trăiesc prin credință și nu se pot supune legii lui Dumnezeu. Legile civile sperie oamenii, astfel încât să nu mai facă unele lucruri oribile pe care altfel le-ar fi făcut. Vom vedea acum de ce legile ceremoniale erau necesare. Până când omul nu învață suficient despre încrederea în Dumnezeu, nu se va încrede în el. Ceremoniile îl învățau pe om să se încreadă în Dumnezeu. În zilele noastre, noi învățăm să ne încredem în Dumnezeu învățând despre Isus. Astfel, legea sa este statornică în inimile noastre și va fi scrisă acolo devenind în acest fel păzitori ai poruncilor. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!